Eu nu știu dacă ți-ai dat seama, dar faptul că noi ne uităm pe Insta, pe TikTok, pe YouTube, la tot felul de oameni, căutăm această îndrumare tocmai pentru că ne-a lipsit în viața asta, noi descoperim de fapt ceva. Noi nu prea avem o identitate, una personală a noastră, da? Noi de fapt suntem un produs, un fel de copycat, împrumutăm absolut totul de peste tot, puțin de aici, puțin de acolo și devenim noi un produs, doar că problema în momentul în care noi facem asta este că noi devenim de fapt copia fidelă a unei persoane și începem să jucăm la aprobarea societății. Și atunci, dacă tu suferi o criză de identitate, vrei să obții în momentul ăsta o identitate puternică cu care tu să te asociezi, pe care tu să o știi foarte bine, discuții puternice cu tine, ca astfel să nu-ți mai pese de opinia cuiva, de societate, de judecata lor, de râsul lor, de tâmpenile lor, de porcările lor, exact de asta o să mă ocup eu în clipul ăsta, așa că ce mișto că ai venit pe acest canal. Ia abonează-te tu acum dacă cumva ești nou, o să descoperi că asta e Biblia vieții tale, o să descoperi că noi dăm viață bărbaților ultra-alfa și ultra-puternici aici, care creează societăți de care tu să fii mândru. Nu lăbeți, nu trafaleți, nu scoici de câmp, noi dăm viață bărbaților adevărați. E foarte ușor, o să înțelegi imediat după ce ai văzut două, trei clipuri la ce nivel ne ridicăm aici cu informațiile. Pe lângă asta, ai cărți care au schimbat viața a bro, mii de bărbați. N-am stat să țin contul, dar sunt bărbați care iau acțiune conform acestor spuse în aceste cărți, verifică imediat informația și o să vadă cum intră deodată într-o realitate nouă. Cărțile astea funcționează dacă tu iei acțiune alături de ele, nu pentru că le citești, le pui pe raf și zici, ce frumos sună treaba aia. Până lângă asta, tu poți devii membru la canalul ăsta și mi-e greu să-ți explic care-ți beneficie de la faptul că ai clipuri puternice cum ar fi la coaching, descoperi informații mult mai tare, îți arăți recunoștința, iar ceea ce tu ești atrage lumea asta, deci înveți să fii familia pentru tine, că mai apoi îți vezi familia în lume, plus produse, de exemplu, premium pe care nu le poți achita, tu le primești doar pentru faptul că ai fost membru de atâta timp și ți-a arăți loialitatea, ceea ce e mișto, depui un jurământ cu noi în manieră directă. Lăsând treaba asta, hai să vorbim puțin de ce îți pasă de judecata oamenilor. Păi îți pasă de judecata oamenilor în momentul în care tu nu știi cine ești, tu nu ai o idee, nu ai o valoare, o integritate și în momentul ăla, practic, societatea decide cine ar trebui tu să fii. Acum, prostia care e? Că dacă tu trăiești la opinia societății, o să vezi că dacă ești gras, nu e ok, ai putea să fii slab, iar dacă ești slab, tu ai 3 kg ud, ce cu tine ar trebui să mănânci? În alte cuvinte, oricum ai dau-o, tu nu ești ok pentru societate. De aceea noi îți spunem, revin-o la tine. Ca ție să nu-ți mai pesi de opinia societății, tu trebuie să te pui acum cu un caiet în față, să-ți faci o introspecție și am un sfat foarte mișto pentru tine. Tratează-te ca și cum te cunoști pentru prima dată. Dacă tu ai avea o discuție cu alter ego-ul tău, uită-te la el și întreabă-l cine ești tu. Din ce este compus Marian, de exemplu? Și scrie pe foaie adevărul despre el. Nu-ți fie rușine, observă-ți rezistențele, dă adevărul exact așa cum e. Pentru că ca tu să ai o încredere masivă în tine, ca tu să dezvolți o stimă de sine puternică, toate lucrurile astea vin din claritate, din claritatea asupra lucrurilor pe care tu le-ai făcut, care sunt pentru tine și apoi dincolo de tine. La ce mă refer aici? O să vezi că majoritatea bărbaților, ei caută să-și facă o familie. Dar cum ai putea tu să-ți faci o familie dacă tu nu înveți să fii pentru tine propria ta familie? Tu va trebui să înveți ce înseamnă să fii un tată pentru tine, să fii o mamă pentru tine, să fii un frate pentru tine, să fii un prieten pentru tine, să fii iubită pentru tine. Întreabă-te ce-ți oferă toate persoanele astea care formează o familie. Da? Tatăl vine și îți oferă disciplina. Te învață să fii disciplinat, integru, să persiști, îți oferă perseverența, motivația, te face să vezi clar, transparent, să nu fii ghidat de emoții false, să nu reacționezi emoțional și așa mai departe. El îți predă mai exact ordinea și controlul, pe care apare mama, iar responsabilitatea unei mame este să te iubească, să-ți ofere un acoperiș, un refugiu, căldură, să te învețe ce înseamnă să trăiești o emoție, să te duci intens în ea, să vezi ce vrea să-ți spună, să înveți să o procesezi și uneori să te lași în bătaia vântului să curgi precum apa. După care ai putea să ai un frate. Ce ar vrea un frate să facă pentru tine? Să te protejeze. Îți dorește fericirea. A lăsat competiția, e colaborativ. Vrea să colaboreze cu tine, vrea să te ajute să crești. Ce vrea o iubită în cazul ăsta? La fel, vrea să te sprijine. Are toată încrederea în forțele tale. Vrea ca tu să crești, să fii capabil să ghidezi. Un refugiu precum mama îți va oferi și iubita ta. Învață
să fii asta pentru tine. Învață să te iubești cu adevărat făcând lucrurile pe care tu iubești să le faci. Devină clar care sunt lucrurile alea. Învață-te să manifesti și să simți absolut toate emoțiile care există. Dacă, de exemplu, știi că ai putea să râzi, gândește-te care sunt lucrurile care te fac să râzi. Dă-ți aceste sentimente. Experimentează furia, vezi ce are de spus, tristețea, vezi unde conduce. Poate ți-e frică și alegi toată viața ta de ideea de a suferi, vrei să te protejezi de ideea. Mama, ce te învață? Intră în ea, vezi ce vrea să-ți spună. Devină aceste lucruri pentru tine, iar eu îți promit că tu oriunde privești vei vedea familia pe care tu o cauți. Doar că familia pe care o cauți nu este în afară, este înăuntru. Problema oamenilor este că ei vor să modifice niște lucruri în exterior, crezând că se va modifica în interior. Abordarea este exact inversă. Când modifici în interior, lucrurile devin mult mai mișto în exterior. Tu nu ai cum să înțelegi ce e o familie dacă tu nu știi să fii familia ta în momentul ăsta, ca să vezi familia, să o poți atrage, să poți atrage ceea ce tu ești. Aceste lucruri te vor duce la un nivel emoțional mult mai bun, vei începe să te apreciezi, vei avea o stimă de sine. Și cum poți să mai crești tu stima asta de sine? Va trebui să te gândești ce este demn sau integru la un bărbat. Ce mai face el, în afară de faptul că pentru moment are grijă de el ca să se poată urca la nivel de conștiință. Păi după ce are grijă de el, pe ce își dă seama că el n-a pierdut nimic în viața asta, este un om complet, fericit, abundent, nu-i lipsește nimic, din momentul ăla el începe să o ofere. În energia lui, absolut totul radiază, vibrează. În limita bunului simț, oriunde merge, va căuta să ajute, pentru că de mult nu mai este viața sau povestea despre el, este despre semenii săi. Pentru că vii dintr-un loc atât de complet, vrei să-i ajuți pe ceilalți, se duce și oferă. Și acum gândește clar și lucid, ce înseamnă un bărbat de succes, da? Tu ai putea să crezi că e unul frumușel, unul care are bani, unul care face clădirile să miște în jurul lui, nu? No. Un bărbat de succes are următoarele caracteristici și gândește foarte bine la asta. Unul la mână este o stare de liniște, pace, libertate. Când vii la el în casă, când stai cu el, nu ești judecat, nu ești acuzat, nu ești bârfit, nu-i nervos pe tine, te simți liber, ca și cum te poți relaxa, orice faci este ok, tu ești acceptat pentru că el se acceptă pe el, cu bune și cu rele. Pe lângă caracteristica asta, mai are una foarte importantă. Când te uiți la el, ce am spus că face? Pe unde poate, ajută, oferă. Ăsta e un bărbat care s-a ridicat dincolo de conștiință și își dă seama că e mai mult în viața asta decât el și atât. Din momentul ăla el începe să ofere oriunde merge. Oamenii se îndrăgostesc de așa ceva pentru că oamenii în general tind să strângă, tind să protejeze și nimeni nu le oferă lucruri din cauza că ei fac asta. Iar ei sunt în general egoiști, nu sunt altruiști, ei caută să țină, să salveze, să economisească. Dacă vreodată te-ai uitat în oglindă, simți că nu prea mai ai încredere în tine, nu ai o stimă ridicată, este pentru că foarte multe părți reale și autentice din tine nu au un motiv să-ți ofere aceste sentimente. Este ca și cum te uiți în oglindă, iar subconștientul tău se activează și îți arată porcăriile pe care le-ai făcut sau unde tu ai greșit. Dar știi ce mișto la chestia asta? Că tu conștientizezi un lucru, bro. Dacă tu vrei să schimbi ceva, poți să o faci chiar acum. În momentul ăsta poți să te uiți în dulap, să găsești o bluză pe care tu o ai în plus, să ieși afară să o dai cadou cuiva care nu are acea bluză. În momentul ăsta tu poți să-ți dai seama că dacă ai două telefoane, poate ar fi bine să dai unul unui prieten de-a tău, cât oricum ai prea mult. Din momentul ăsta tu poți să faci niște gesturi ca atunci când te uiți în oglindă să te simți al naibii de mândru și să simți în inima ta că ai intrat în acea iubire și recunoștință, că îți dai seama de fapt că tu ai mult prea mult și că poți oferi în jur. Este evident și cât se poate de logic că ție îți va crește stima și respectul de sine. Pentru că ce se întâmplă în momentul în care te pui în oglindă și încerci afirmațiile astea bolnave, este că tu ai vrea să afirmi o chestie, doar că subconștientul iese la suprafață. Tu trebuie să-ți dai seama că există două voci pe care poți să le ai în cap. Una este a subconștientului, care îți dă automatismele și povestea despre tine, iar a doua este vocea conștiinței. Adică tu începi să vorbești cu tine, începi să acuzi acea voce și fii doar atent la voce. Când în momentul în care tu te uiți în oglindă și cauți dovezi că ar trebui să ai o stimă înaltă, subconștientul îți zice, iată de ce n-ar trebui să ai treaba asta. Dacă tu cauți motive pentru care să fii mândru de tine sau recunoscător și nu există, nu te speria, nu te supăra, vezi adevărul și începi să faci o schimbare în secunda asta. Atât ai de mișto. Ulterior la tot ce am vorbit aici, trebuie să mai adaug o chestie. Știi ce poți să mai faci tu? Pace cu trecutul tău. Pentru că tu crezi foarte mult că ai nevoie de acel agresor, tata, buriu din școală sau mai știu eu care, fosta care te-a înșelat și așa mai departe, tu ai impresia că
persoana aia merită să plătească pentru ceea ce ți-a făcut. Și tu ai impresia că ca tu să ierți, să poți trece peste, tu ai nevoie de o confirmare de la persoana aia, adică aia trebuie să vină în genunchi la tine, să spună cât de rău îi pare. Doar că forța de a ierta nu este la persoana aia, este în tine. Tu trebuie să găsești un mod prin care schimbi perspectivele, prin care poate vezi ceea ce nu ai văzut sau prin care doar stai în durerea ta până o accepti. În momentul ăla tu îi vei da drumul, te vei elibera și poți să faci pace cu ceea ce s-a întâmplat. Pentru că, repet, forța de a ierta este la tine. Degeaba aștepți tu persoana aia să vină în genunchi, chiar dacă ar veni, tu nu o să simți neapărat ceva, o să te bucuri două secunde, ăsta e ego-ul parșiv, după care tu s-ar putea să simți că în continuare ai furie și așa mai departe. Pentru că ai crezut toată viața ta că dacă persoana aia și-ar cere scuze, ți s-ar schimba viața. Și s-ar putea să descoperi că e doar o chestie temporară, e doar o emoție de moment, după care tu revii la tot haosul pe care îl simțeai. Pentru că forța de iertare este la tine. Așa că în încheierea acestui clip îți reamintesc faptul că tu poți să devii membru la canalul ăsta, că va avea un impact masiv în viața ta, cât și în viața noastră. Creștem împreună și te invităm la o mișcare de bărbați alfa, bărbați care se ridică mult peste această societate, bărbați care trec prin mijlocul conflictului, bărbați care când intră într-o încăpere s-a produs liniștea, pentru că toți simt acea energie care radiază și e puternică, da? Așa că îți mulțumesc tare mult că m-ai urmărit, nu uita să dai un like clipului, iar noi doi ne vedem data viitoare.